găsit, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, cere schimbarea lui Marin Condescu din fruntea echipei Pandurii. De ce? Aflați imediat. Consiliul local Fărcășești ar putea fi dizolvat. De ce? Vă spun imediat. Și peste 200 de elevi din Gorj au absentat la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. Managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, cere schimbarea lui Marin Condescu din fruntea echipei Pandurii. A doua zi după debutul în Liga Europa ar urma să se producă înlocuirea cerută de Ciurel, asta dacă sunt de acord și ceilalți acționari de la echipa de fotbal. Totul pentru ca Ciurel i-ar fi cerut lui Condescu o serie de acte contabile ale clubului, dar nu a primit niciun răspuns. Ciurel spune că Marin Condescu refuză să pună la dispoziție actele pe care le-a solicitat. Au fost an cu profit la club și an cu pierderi, 7 milioane de lei în 2011. Nepunând la dispoziție actele și ce Oltenia având totuși 69% din acțiunile clubului, Ciurel a cerut schimbarea lui Condescu. Păi am cerut o reuniune a unei ședințe AGA pentru a pune în discuție schimbarea președintului de la club, pentru că în continuare, nu numai mie, tuturor refuză să pună la dispoziție acte în legătură cu activitățile comerciale. Ele sunt reliefate de sume foarte mari, sunt peste 100 de miliarde, în cadrul clubului există activități comerciale și am vrut să vedem despre ce e vorba. Unii ani sunt pe profit din activități comerciale, unii ani sunt pe pierdere foarte mari. În 2011 a avut pierdere de peste 70 de miliarde din activitate comercială. Managerul privat al CEO Oltenia spune că ședința adunării generale a acționarilor în care se va discuta propunerea sa este programată pentru a doua zi după meciul de debut pe care echipa Pandurii Târgu Jiu îl va avea pe teren propriu în turul 2 preliminar al Europa League. Adunarea generală a acționarilor de la clubul sportiv Lignitul Pandurii Târgu Jiu a avut programată și miercuri o ședință de schimbare din funcția lui Marin Condescu, însă președintele Consiliului de Administrație este plecat în această perioadă în Austria, în cantonament cu echipa care se antrenează pentru preliminar finalele Ligii Europa. Niciodată n-a informat vreun for. Și ăsta este motivul pentru care am cerut, nepunându-mi la dispoziție actele astea, CEO fiind la ora asta 69% din club, am cerut să văd hârtiile astea. Nu am avut niciodată un succes în demersul acesta, indiferent că l-am făcut oficial sau, mă rog, la telefon. Și am ajuns cu ceilalți trei membri cofinanțatori, care sunt de fapt doi, pentru că din activitățile, din listingurile care le am cu banii, cu veniturile de la finanțe, am văzut că USMO nu dă niciun ban acolo, nicio sumă, fiind vorba de sindicat. Banii se dau de către complex, de către primărie și de către Artego. Conducerea complexului energetic Oltenia și deputatul PSD, Camelia Craibani, au anunțat două proiecte de investiții pe bază de cărbune care ar putea asigura peste 350 de noi locuri de muncă în zona Motrum. Au fost găsiți doi investitori în Germania și Marea Britanie care să construiască în municipiul Motru o fabrică de brichetare a cărbunelui și alta de gazeificare și lichefiere pe bază de cărbune. Deputatul PSD, Camelia Craibani, a participat sâmbătă la conferința de presă a lui Laurențiu Ciurel la sediul CEO Oltenia. Craibani a spus că a găsit doi investitori în Germania și Marea Britanie care vor să facă la Motru o fabrică de brichetare a cărbunelui și una de gazeificare și lichefiere. Vor fi create astfel 320 de locuri de muncă, a susținut Craibani, dând ca termen 2015 pentru realizarea investițiilor. Da, practic sunt două proiecte, unul mai mic, unul mai mare. Este vorba de o stație de brichetarea cărbunelui, care se adresează deșeurilor din cărbune și obținerea brichetelor cu uz casnic într-o primă etapă, și această stație sau platformă de lichefiere și gazeificare. Din punctul meu de vedere, deci eu mă leg întotdeauna de faptul că am promis în campanie crearea unor locuri de muncă. Recunosc cu mâna pe suflet că n-am știut ce greutate este în crearea unor locuri de muncă. Mi s-a părut mai simplu. Într-adevăr, chiar și un loc de muncă reprezintă, cel puțin din punctul meu de vedere, un succes. Ori aceste proiecte, stația de
brichetare are undeva în jur de 16-20 de locuri de muncă, iar cea de lichefiere și gazeificare oferă undeva până la 300 de locuri de muncă. Laurențiu Ciurel, managerul CEO, spune că trebuie găsite alternative de afaceri în zonele miniere, mai ales că nu a reușit să exporte energie din vina Transelectrica și a altor instituții. Ciurel spune că a avut discuții cu mai mulți parlamentari de Gorj, iar dintre aceștia, Camelia Craibani a venit cu o soluție. Câtva timp în urmă, doamna deputat ne-a prezentat o variantă de afacere care ar putea fi locată pe infrastructura din abundență existentă în zona Motru, de când acolo erau atâtea exploatări miniere cu sedii, cu aducțiuni de apă, cu platforme, cu tot ce trebuie pentru ca o afacere de genul ăsta să se poată desfășura. Dacă vreți, o prezint eu sau cum doriți despre ce este vorba. Dânsa ne-a făcut legătura cu o firmă care a fost deja a doua oară aici în Gorj săptămâna asta pentru un proces de gazificare și lichefiere a cărbunelui, a lignitului și valorificarea lui superioară. Laurențiu Ciurel a prezentat această afacere de brichetat cărbune ca pe o soluție în acest moment. Pentru complex, din punct de vedere economic, înseamnă o altă sursă, o diversificare a surselor de venit, pentru că afacerea aceasta, în spatele căreia se află două companii europene, locate în Marea Britanie, este vorba de Global Petrochem și subsidiarea ei din România se numește Eco Solution. Am stat ieri de vorbă cu managerul, a fost aici și au avut și o deplasare în Motru și există o multitudine de locații. Liderii de sindicat din sistemul Mine Energie se gândesc din nou la o serie de acțiuni de protest. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de cum își desfășoară în acest moment activitatea complexului energetic Oltenia și vor să tragă un nou semnal de alarmă. În ultimele zile, vânzările de energie au scăzut sub pragul de 500 de megawați, iar viitorul se anunță unul cenușiu pentru companie, cred aceștia. Vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Marin Golea, este convins că există anumite interese pentru ca gigantul energetic să nu funcționeze la parametrii normali. Golea a mai precizat că liderul FNME, Marin Condescu, le-a atras atenția celor din administrația CEO că lucrurile nu vor decurge bine, însă nu a fost ascultat. Previziunile nu sunt acelea care au fost contate. În condițiile acestea sunt contate de către administrație, pentru că dumneavoastră au zis că sunt semne bune și vom recupera în lunea acestea două, vom funcționa la capacitate și în urma discuției cu domnul ministru Niță. În schimb, ceea ce știu, domnul președinte Condescu i-a avertizat că nu o să fie așa cum gândesc dumneavoastră, pentru că se pune problema unui management până la urmă productiv în ideea de a face cât mai multe demersuri de către energie ca să îmbunătățească veniturile și producția de energie care trebuie injectată în sistemul energetic. Probabil sunt alte interese până la urmă acolo convertate aceste acțiuni sau inacțiuni ale administrației. Este poate o decizie politică să pună complex într-o anumită situație. În aceste condiții, sindicaliștii se pregătesc din nou de acțiuni de protest, a mai precizat Golea. Noi, ca și mișcare sindicală, am dat drumul la un referendum în rândul salariaților pentru a ne pregăti un program de acțiune pentru perioada sfârșitul lunii iulie. Vă gândiți inclusiv la greva generală? Greva generală este un aspect mai complicat pentru că nu poate fi generată de către noi, de către organizația sindicală, decât în anumite condiții. Am ratat acest, dar n-a fost un obiectiv. În timpul negocierilor am avut doar o singură fereastră, o singură zi când puteam să facem acest demers cu o grevă generală. În condițiile astea este numai va fi în viitor numai apanajul salariaților, dar dacă dumneavoastră o țără să înceteze lucru voluntar. O acțiune organizată de către noi ca și grevă generală nu se poate, doar petiție, meeting, marș. Acestea sunt soluțiile pe care le vedem în viitor apropiat. În trecut, aproximativ 4.000 de mineri au ieșit pe străzile din Târgu Jiu, fiind nemulțumiți de reducerea programului de lucru pentru angajații complexului energetic Oltenia.
Absolvenții clasei a 8-a din județul Gorj, care au susținut evaluarea națională, au aflat rezultatele sâmbătă. Cei nemulțumiți de note au depus contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri 3 iulie. Potrivit datelor puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, promovabilitatea la evaluarea națională a fost de 88,73%, cu 9% mai mult față de anul trecut. Oare 6,60? Oare viața! Oare 6,60? Mărzava! 9,60 la română și un tot! Rozica Pătrășcoiu, directorul adjunct al Școlii Generale Pompiliu Marcea, spunea că se bucură că procentul de promovabilitate a crescut. Din cei 80 de elevi înscriși la examen de evaluare națională, sunt doar 3 copii care nu au promovat acest examen. 3 copii din câți? 3 copii din 80. Rezultatele acestea sunt mulțumitoare pentru conducere? Da, pentru noi sunt mulțumitoare pentru că anul acesta, în comparație cu anul trecut, mediile sunt mai mari, sunt în creștere, ceea ce înseamnă progres și noi ne declarăm mulțumiți. Copii fericiți și părinți cu lacrimi în ochi am găsit la ora 16 sâmbătă la școli, acolo unde s-au prezentat rezultatele la evaluarea națională. Da, 9 la română și 6 la matematică. Sunt rezultate. Foarte mulțumită. Emoția, ați avut emoții, bănuiesc, în ultima săptămână? Am avut foarte multe. Înseamnă că am învățat bine dacă luăm notele acestea. Da, termina cu 8,82 media generală pe toți anii. Aș vrea în Tudor, pe filologie. Îți place mai mult partea aceasta, filologie, nu? Da, și biochimie. Te aștepta la notele acestea? Nu prea. Te aștepta la mai mult? Da, la matematică. 8,87 media, 9,50 la română, 8,16 la mat. Bine. Am luat 9,60 la română și 8,15 la mate. Te așteptai la notele acestea? Da. Și acum unde mergi? La Ecaterina, am înțeles, da, de la mama ta. Da. Ecaterina, ce profil? Mate Info. 7 candidați au reușit să obțină 10 la cele două probe. De asemenea, între 9 și 10 au fost 659 de rezultate, iar între 8 și 9 s-au înregistrat 585 de medii. La polul opus, între 1 și 2 au fost 33 de rezultate, iar medii între 2 și 3 au fost primite de 66 de candidați. Candidații nemulțumiți au depus contestații. Rezultatele la contestații când le vor ști? Rezultatele la contestații undeva luni după masă, marți dimineață, nu știu exact foarte clar. Dar cam așa, copiii vor fi anunțați din timp și vom pune afiș. Febra examenelor continuă, astfel că elevii de clasa a 12 au susținut astăzi prima probă scrisă a examenului maturității la limba și literatura română. Conform Inspectoratului Școlar Județean Gorj, peste 4.400 de elevi din județ s-au prezentat la examen. Din fericire, prima zi a decurs fără incidente. Candidații au susținut examenul supravegheați de camere video, la fel ca și în anii trecuți. Camerele au fost montate în toate cele 17 centre înființate la nivelul județului. La această probă au fost și absenți. Peste 200 de elevi nu s-au prezentat la prima probă scrisă. Astăzi s-a desfășurat prima probă a examenului scris, proba de limba și literatura română, în toate cele 17 centre de examen din județul Gorj. Am avut înscriși 4.699 de candidați, dar din păcate prezenți au fost 4.438, 261 absentând. Din fericire pentru noi, și accentuez acest lucru, deci din fericire pentru noi ca și organizatori, nu am avut niciun candidat eliminat la această probă. Subiectele de la limba și literatura română i-au cam luat prin surprindere pe candidați. Acestea nu au fost așa de simple. La subiectul al treilea și cel mai important, elevii au avut de redactat un eseu în care să dezvolte o temă din creația lirică la alegere din operele scriitorilor Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga. Păi, la eseu am avut poezie, o artă poetică. Am avut Lucian Blaga, Tudor Arghezi sau... M-am uitat pe altreia. Cât crezi că o să iei? Păi nu știu, cred că de la 8 în sus. Asta acceptabil. Ți s-a părut grele subiectele? Nu neapărat. Nu mă așteptam să avem gen liric, dar... Ce profil? Biochimie, real. Cât ai pregătit pentru acest examen? O lună. Cam ai atât. Ai zis că te-ai la liric. A fost greu? Ți s-a părut greu? Nu a fost greu, dar am învățat mai mult genul epic și de aceea. La ce nu te aștepți? Un 8, 9. A fost destul de
nici greu, nici ușor, a fost ok. Ce ai nimerit? Poezie, Tudor Arghezi, Testament. Te așteptai? Nu, sincer, nu mă așteptam la poezie. Mă așteptam să fie roman, novelă, oricum altceva în afară de poezie. Cât ai pregătit pentru acest examen? Destul de mult. Ce notă te aștept să iei? Sper să fie bună. Nu pot să zic acum. Vedem peste câteva zile. Da, la medicina dentară. Examenul va continua în 3 iulie cu proba obligatorie a profilului și în 5 iulie cu proba la alegerea profilului și specializării. În data de 8 iulie se vor afișa rezultatele și se vor putea depune contestațiile, iar în data de 12 iulie se vor afișa rezultatele finale. Zi importantă pentru Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Ministerul Educației Naționale și Universitatea Constantin Brâncuși au lansat astăzi cel de-al doilea laborator din cadrul proiectului Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice. Cu această ocazie, la Târgu Jiu au venit reprezentanții ai Ministerului Educației Naționale, cât și parteneri din proiect. În urma acestui proiect, studenții pot să atingă mult mai ușor standarde educaționale de nivel ridicat prin utilizarea unor metode și instrumente de evaluare a performanțelor. Despre importanța acestui proiect am stat de vorbă cu Cancelarul General al Senatului UCB, Ștefan Ghimiș. În care parteneri sunt Universitatea Politehnică București, Universitatea Politehnică Timișoara, o firmă de SOP, firma Novensis Corporation și o firmă de media, firma Agama. Ne bucurăm că suntem într-o companie atât de selectă, iar studenții noștri desfășoară astfel practica, la fel ca Politehnica București și Politehnica Timișoara. Cât de important este pentru studenți să aibă parte de un laborator cât mai performant? Eu zic că este foarte important, iar studenții care au desfășurat activitatea au ajuns la concluzia că este un avantaj și o astfel de practică considerăm că este un pas înainte în dezvoltarea lor profesională. La acest eveniment au participat și reprezentanții Politehnicii din București. Laura Toma, asistent al proiectului, a precizat care este cea mai mare dorință a celor care s-au ocupat de acest proiect. Am înscris în grupul țintă 214 studenți și din acești 214, doar 202 au terminat și evaluarea. Ei au lucrat pe o platformă pusă la dispoziție de partenerul Novensis. Și urmând ca în decursul lunii acesteia să participe 80 dintre cei care au participat la evaluare, 80 să participe la practica efectivă în firmele partenere. În alt preasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, a oficiat duminică Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a bisericii din satul Roșia Jiu, comuna Fărcășești, alături de un sobor de preoți și diaconi. La biserica ce poartă hramurile Sfântul Ioan Botezătorul și Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, au fost efectuate lucrări de restaurare și renovare sub coordonarea preotului paroh Adrian Șerbulescu. La evenimentul religios a participat un număr mare de credincioși, iar la final, părintele paroh Costinel Adrian Șerbulescu a primit rangul de iconom pentru contribuția deosebită la lucrările de renovare ale Sfântului Locaș. De asemenea, persoanele care s-au implicat la aceste lucrări au primit gramate de mulțumire din partea Mitropoliei Olteniei. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a fost ridicată între anii 1915-1925, iar în ultimii ani aici au avut loc lucrări de reabilitare și pictare. În primul rând, pentru mine, este cel mai important eveniment. În al doilea rând, după atâția ani de muncă, s-a reușit ca această biserică să arate acum ca una nouă și vie, lucrătoare. Acest lucru a fost posibil datorită Consiliului Parohial, datorită domnului primar Pârvulescu, domnului primar Dănuț Spiridon Bălu, a enoriașilor și a toți care m-au susținut în această perioadă. Chiar dacă afară a plouat, sutele credincioși au venit pentru a asista la slujbă. Ce părere aveți de răsfințirea acestei biserici? Să știți că e o binecuvântare că s-a făcut această slujbă. Era nevoie. E aproape și în sat și toată lumea mai mult veneau aici, da? Mergem și la celelalte, că nu ne oprește nimeni. Dar e bine, e toată lumea mulțumită. A venit și Mitropolitul Olteniei? E prezent la slujbă? Cred, da. Am înțeles că da, a venit. Trebuia să o sfințească. E bine, toți care avem credință, veniți și ne rugăm pentru sănătate, pentru liniștirea sufletului. Afară plouă, biserica este neîncăpătoare.
Credința primează. Credința, da? Contează foarte cred, mult. Cred. Cine crede, vine pe orice vreme. Ce părere aveți de resfințirea acestei biserici? Cum vi se pare? Arată foarte bine și pictura? Da. Părere bună, ce să zic. E prezent și Mitropolitul Olteniei la slujbă? Da. Am mai fost. Slujba oficiată de Mitropolitul Olteniei s-a încheiat în jurul orei 13. Printre cei prezenți la slujbă s-a numărat și președintele PDL Gorj Dan Vâlceanu, care are rude în satul Roșia Jiu, din comuna Fărcășești. Biserica la care s-a muncit mult în ultimii ani, cred că începută prin 2006-2007 reconstrucția acestei biserici, o biserică, trebuie să spun, care arăta destul de rău înainte să înceapă renovarea ei. Și ne bucurăm toți cei din Roșia Jiu, că avem astăzi Mitropolitul și ne putem mândri și noi cu o biserică frumoasă după, vă spuneam, mulți ani. Locuințele Anele din zona Narciselor vor fi repartizate în luna august. După lungi amânări, tinerii căsătoriți care au depus dosar pentru o locuință din partea statului primesc în sfârșit vești bune. Tot în aceeași zonă se va începe construirea altor două blocuri Anele în care vor putea locui angajații din cadrul armatei. Municipalitatea dă asigurări cel mai târziu la sfârșitul lunii august cele trei blocuri Anele vor deveni locuibile. În acest moment se lucrează la canalizare, a precizat edilul Florin Cărciumaru. Primarul promite că tinerii se vor muta în casă nouă în aproximativ o lună. Vor fi amânate cheile către proprietari în luna august. Am ținut și licitația pentru canalizare. O să finalizăm și rețeaua de canalizare, pentru că celelalte utilități le-am finalizat. După ce introducem și rețeaua de canalizare, se va trece la sistematizare, încercând ca în luna august, spre sfârșit, să dăm cheile proprietarilor. Municipalitatea mai vine cu o veste bună. În zona Narciselor se vor mai construi alte două blocuri ANL pe terenul primit de administrație de la unitatea militară. Primarul Florin Cărciumaru spune că noile locuințe vor sta angajații din cadrul armatei din Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Deci am primit acel teren din spate, de lângă viitorul cartier al Narciselor, unde am construit ANL-urile. Deci acolo intenționăm să extindem cartierul tinerilor. Se discută despre un program. Primele construcții care vor apărea acolo vor fi câteva blocuri ANL pentru cei care lucrează în cadrul unității militare din Târgu Jiu și de la Cărbunești. Locuințele ANL din zona Narciselor ar fi trebuit date în folosință încă de Paște, însă autoritățile locale au amânat predarea ANL-urilor din cauza lucrărilor întârziate la sistemul de canalizare. Firma din Vâlcea, care câștigase licitația pentru aceste lucrări, le-a abandonat pe final, iar primăria a organizat o nouă licitație. Târgujienii care ajung la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor trebuie să cunoască faptul că s-a modificat programul de eliberare și depunere a actelor. Începând de astăzi, 1 iulie, cetățenii trebuie să se încadreze într-un nou interval orar. Noul program de lucru la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu va fi valabil începând de astăzi, 1 iulie. Astfel, toți cei care vor să schimbe actele de identitate trebuie să ia în considerare un alt interval orar al instituției pentru a nu fi puși pe drumuri. Dacă până acum angajații lucrau de la 8 și până la ora 16, de astăzi vor exista alte intervale pentru depunerea cererilor și eliberarea buletinelor. Astfel am stabilit ca programul de primiri documente să fie de luna, marțea, miercura, între 8.30 și ora 12, urmând ca între ora 12 și ora 14 să nu se lucreze cu publicul, timp în care colegii mei se poată actualiza aceste documente depuse. Programul de eliberări va fi între orele 14 și 15.30, în fiecare zi de luni, marți, miercuri. Joia, ca de obicei, vom menține programul prelungit cu publicul, astfel încât vom avea program de eliberări doar dimineața, în intervalul orar 8.30-12, urmând ca de la ora 14 până la ora 18 să avem program de primiri documente. Vinerea va fi un program de primiri documente între orele 8.30-12 și de eliberări între orele 13 și 14.
Cetățenii sunt sfătuiți să solicite liberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înaintea expirării, aceștia având posibilitatea să-și păstreze vechiul act până la emiterea unuia nou. Te rugăm să-și urmărească valabilitatea actelor de identitate, având în vedere că urmează perioada concediilor, să nu se trezească o zi, două înainte de a pleca în concedii, că sunt fără acte de identitate sau le-a expirat, sau trebuie să călătorească în anumite state din Uniunea Europeană care impun cerința ca actul de identitate, ca document de călătorie să fie, să aibă cel puțin încă 6 luni valabilitate. Termenul de eliberare al actelor este de până la 30 de zile, acesta putând să fie majorat cu încă 15 zile, în cazul în care sunt necesare investigații suplimentare, însă conducerea instituției încearcă soluționarea actelor de identitate în 10 zile lucrătoare. Distracție și voie bună în acest weekend la Țicleni. Pentru prima dată s-a organizat Festivalul Berii. Inițiativa aparține formației locale Triton, care s-a ocupat de organizarea evenimentului. În cadrul celor 2 zile de petrecere au concertat soliști și trupe precum Maria Loga, Bordeaux sau Sonia. Manifestările prilejuite de prima ediție a Festivalului Berii au debutat sâmbătă pe stadionul din oraș. Autoritățile locale din Țicleni nu au perceput taxe pentru comercianții care au venit cu mici, bere și alte produse. Radu Constantin, primarul din Țicleni, spune că cei care au venit nu au avut de ce să regrete. După cum se vede, organizarea este impecabilă. Așteptăm acum invitații. Avem și invitați de seamă de la Consiliul Județean, domnul prefect al prefecturii Gorj și alții. Și așteptăm și artiștii. De la ora 6 intrăm în program normal. Sperăm să fie bine și să ne ajute și vremea. Pentru desfășurarea evenimentului, Consiliul Local din Țicleni a pus la dispoziția organizatorilor tensiune, apă curentă pentru comercianți, mașină de pompieri, echipaje ale poliției locale, cazarea și masa pentru artiști. Cei de la Triton ne-au spus că le-a venit ideea din alte spectacole susținute în țară. Păi ideea a venit de la pofta de viață, pofta de distracție. Noi mergem la foarte multe concerte în țară și străinătate și faptul că la noi nu s-a făcut niciodată Festivalul Berii a venit cu această inițiativă care a fost îmbrățișată cu drag de domnul primar. Am avut susținerea totală, tot respectul pentru domnul primar. De la Triton. Și noi ne-am organizat așa cum am reușit, în formula în care am reușit să ne organizăm și cred că am făcut o treabă bună. Oamenii din Țicleni sunt foarte încântați. Aseară am avut parcul de distracții și discotecă în aer liber. Au fost extrem de încântați și sper să facem și a 50-a ediție. Cu drag! Festivalul Berii. Da. Foarte mulți gorjeni așteptați în această seară și mâine la Festivalul Berii. Așa este, avem un spectacol, zic eu, foarte frumos. O să ne prezinte spectacolul Adina Roșca. Ce avem în seara asta? O să cânte și Adina Roșca și iubitul ei Cătălin Călpează, Olguța Berbec, Roberta Crintea și Bordeaux. Da. Comercianții care au venit la prima ediție a Festivalului Berii la Țicleni s-au declarat mulțumiți de vânzări la finalul celor 2 zile, chiar dacă la început au avut ceva emoții. Scârnați, pește prăjit, sărat, nesărat, cârnăciori proaspeți, afumați, cotle de porc, frigărui, toate sortimentele. Ce dorește omul, aia îi dăm. Prețul ca pentru toate buzunarele. Toate buzunarele. Începând la 2 lei până la 10 lei, să fie toată lumea mulțumită. Ce? Uite, e foarte bună. Adică suntem din loc diferit, deci nu de aici, din localitate, iar din afară se vede foarte bine, vă spun. Ceva, mulțumim primarului. Adică locuitorii de aici ar trebui să-i mulțumească și celor de la Triton care au organizat. Revenim în câteva momente cu datele despre vreme.
și domnilor, cu aceste informații încheiem știrile orei 20. Rămâneți cu noi, urmează editorialul Pilula cu glazură, de ce anură, realizat de Ovidiu Popescu. Eu sunt Andreea Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună tuturor! We'll be right back.